Cred că fiecare sau mulți dintre noi ar vrea o fotografie cu președintele Rusiei, domnul Vladimir Putin, sau cu actualul premier Dmitri Medvedev. Până una alta, astăzi avem fericita ocazie să ne aflăm în casa sportivului judocanului Oleg Crețu, care ne-a spus, până să începem noi intervenția, să nu spunem că are o problemă de sănătate. El nu are o problemă de sănătate pentru că duce un mod de viață absolut normal. Suntem la el în casă și vreau să-l salut. Bună dimineața, Oleg! După asta ne bucurăm foarte mult. Și totodată, ca să știți, vreau să vă fac cunoștință și cu cei doi copii al lui Oleg. Bună dimineața! Bună dimineața, Iulia! Zdravstvuți! Iată acolo te vede toată țara. Zdravstvuți! Și Oleg Crețu, care este Oleg Crețu Junior, care vrea să ne servească cu ceva. Salut! Dobrut! Hello! Deci, un ceai. Cine bea ceai aici? Ia bună cofie. Ok, eu o să fiu cu ceai și tatăl tău o să fie cu cafea. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, domnul Crețu, că ne-ați primit la dumneavoastră acasă. Păi că aș de prihădite. Cum arată diminețele voastre? În felul ăsta? Da, utră vă stăiom, tot ceai, tot cofie, tot în școlă, tot în robotă, tot cu da. Soția nu găsim acasă, e unde plăcut? Ana și utra ușă ușla la robotă, ana și simi utra ușla, ne uspele, mă stale 8, mă tăca, a pe 8-mă mă stără, da. Aveți niște copii foarte frumoși. Da, foarte bitone. Foarte frumoși. Oleg, Oleg, tu faci fotbal? Da, fotbal de la 7 ani. Да, я занимаюсь футболом уже с 7 лет. Ага, с 7 лет. Вообще? Да. Uh-huh. Начал тренироваться в футбольном клубе БУК на даче. Uh-huh. Да, у нас в стране. Потом в 15 лет уехал в Румынию. А, жукаешь на Румынии, фарты бин. Да, мы жукат на Румынии. Так кумай, кум ворбяй, вот кусти фарты бин еще румына, да? Ты тебе скуркай. К... A fost greu înainte când am trăit în România, dar după m-am deprins. Și ai revenit acasă. Da, am revenit acasă. Și am înțeles că acum ai semnat cu un club din Rusia. Da, был сейчас в Самаре, подписался с футбольным клубом Крылья Советов. Ура! Ne bucurăm foarte mult. Iulia, dar tu faci tenis? Sau ai făcut tenis? Văd năsat chiar. Tenis. Acum ce faci? Ce sport faci? Tenis. Tenis, a, din când în când. A făcut tenis, da? Ana, tak думаю. Noi îți dorim succes, cred că nu e târziu niciodată să faci. Oleg, noi suntem chiar foarte bucuroși pentru că ne-ai primit cu de toate dimineața. Ce se mai întâmplă în viața ta? Ce schimbări s-au mai produs? Și știu că de curând ai devenit și președinte. Да, для тебя эта функция контează очень много? Да, мне очень приятно, мне это очень волнует, потому что я хочу развивать в нашей стране, в нашей республике Молдавии, здесь родился, хочу развивать этот паралимпийский комитет, ага. Все виды спорта, потому что наши дети, там, кто слабовидящие, кто там разные функции у них, проблемы со здоровьем. И хотелось, чтобы они... Занимались с детства спортом и продвигали их на высокий уровень по спорту, по линии спорта. И мы будем все к этому делать с нашей командой, чтобы Паралимпийский комитет развивался и наш, наша прекрасная страна Молдавия, чтобы на Паралимпийских поднимался флаг нашей страны. 2018 pentru tine este unul, adică ți-ai făcut ceva planuri, urmează să mergi undeva pe la competiții. Știu că deja din Rusia ai plecat și deja te-ai stabilit în Republica de Moldavie. Da, eu o să beau.
И я думаю, каждый ребенок или вообще спортсмен должен смотреть и поддержать ему. Tu voi sunteți mai mult acasă, domnul Crețu, ei sunt mai puțin acasă, mai ales fotbalistul ăsta dumneavoastră. Cum țineți legătura? Cum vorbiți? Vă e doar de el câteodată? Sau? Я скучаю, когда его нету, когда не на кого покричаешь вечером. На Радня, на девочку Юлечку не будешь кричать, а вот на Олежку и Олежку нету уже. Що робити? Вже все, готовиться, правильно, ну, перейшов взрослу життя. Да, vreau să vă arăt cu imaginea, iată, merg și pe microfonul. Ia uitați aici, aceste toate trofeii. Vitalie, poți să vii aici. Domnul Crețu, veniți, vă rog frumos. Ia uitați, aici sunt toate titlurile, toate trofeile pe care, cupii, medalii, ce e legat de judo, ce e legat de multe alte sporturi. Ia să mai văd cine mai. Domnul Putin, după cum spuneam. Ia uitați-vă aici, foarte frumos. Aveți și o fotografie. Această fotografie de unde este, domnul Crețu? Da, ce там? А, да, это на Олимпиаде, когда первым стал я. Foarte frumos, foarte frumos. Și trofee, foarte multe medalii. Doamne, doamne. Asta i-a cupil la bazar. Dumneavoastră să credeți. Noi nu știm că toate sunt distincțiile dumneavoastră. Totuși, ce faceți dumneavoastră toată ziua? Ce ocupați ieri? Ну вот, как мы стал президентом Паралимпийского комитета, уже сейчас собрание, собираемся, обсуждаем, как развивать в нашей стране все виды спорта, которые относятся к паралимпийскому спорту. Și încă ceva. Până a intra aici, în casa domnului Crețu, să știți că dumnealunii a răspuns la telefon. Dumnealunii a deschis ușa. Aveți un telefon special? Puteți să ne-l arătați așa, care, cum funcționează? Nu покажу, это специальный телефон. E un telefon care absolut vă ajută peste tot? В каждый телефон есть какие-то программы, там он сам говорит, и сам чувствуешь, и он разговаривает, и с ним просто выбираешь, и все. Он тебе говорит, куда нажал, какая кнопка, это все. Уже наука идет вперед. Vreau să mă întorc înapoi la voi. Deci, Oleg, te vedem la cumva la națională? Да, конечно же, надо тренироваться, надо расти, чтобы попасть во взрослую сборную Молдовы. И... Să ai succes. Iulia, tu până la urmă ce fel de sport? Ce o să faci până la urmă? Te-ai decis? Teatralna dievăcică noastră. Pe lângă asta, pe lângă ce mai faci așa? Cu ce te mai ocupi ziua? Vocal. Poți ceva să ne cânt? Tot nasă interesă. Utra. Vorba aia, știi, artiștilor, că nu le place dimineața să cânte. Oleg, eu îți mulțumesc mult că ne-ai primit la tine acasă. Nu mă acasă să te găsești. Da. Noi mulțumim încă o dată că am ajuns la tine. Uitați-vă că matinalul nostru ajunge și la oameni importanți, oameni frumoși, oameni care de fiecare dată știu să ne demonstreze că viața niciodată nu se oprește, chiar și atunci când credem noi că soarele undeva acolo s-a dat după nori. Nu e așa. Ne bucurăm mult pentru că am fost oaspeții casei domnului Crețu și o să mai venim la dumnealui pentru că ne place. Are și o casă frumoasă. Are și niște copii talentați. De ce nu? Luați exemplu de la el, de la ei. Cam atât a fost în această dimineață. Pentru bunii mei colegi, un pup și atât a fost pentru astăzi.